Siegfried Mureșan a primit Parlamentul European toate garanțiile de care era nevoie pentru un buget sigur, astfel încât statele care au probleme nu cu normele democratice, cu respectarea statului de drept, să nu aibă acces la aceste fonduri? Pentru că aici era blocajul, nu? Realitatea este următoarea. În următorii ani, Uniunea Europeană va avea un buget mai mare decât a avut oricând în istoria sa. Vom avea bugetul tradițional al Uniunii Europene, aproximativ 1.100 de miliarde de euro pentru 7 ani de zile, și în plus am decis să creăm acel fond european de relansare economică de 750 de miliarde de euro pentru a ajuta oamenii, întreprinderile și regiunile afectate ca urmare a crizei coronavirus. În total, peste 1.800 de miliarde de euro în următorii ani și un lucru este clar. Cu cât cheltuiești mai mulți bani, cu atât controlul banilor trebuie să fie mai precis, mai minuțios, mai sigur. Avem o serie de instrumente bune, unele noi, de exemplu, instituția procurorului șef european, care a fost creată, care acum se pune pe picioare și își va începe activitatea cel târziu la începutul anului următor, fiindcă un lucru e clar. Cei care contribuie la bugetul Uniunii Europene, fiindcă și bugetul Uniunii Europene sunt tot bani care vin de la țările membre, de fapt, din taxele și impozitele noastre. Ce-i drept? Mai mult din taxele și impozitele țărilor bogate. Și țările bogate, Austria, Olanda, Germania, Suedia, Danemarca, Franța, plătesc mai mult în bugetul Uniunii Europene decât primesc din bugetul Uniunii Europene, iar noi, România, Ungaria, Bulgaria, Croația, țările vecine, dar și țările din sud, Spania, Portugalia, Grecia, noi primim mai mult decât plătim în bugetul Uniunii Europene. Și atunci, contribuabilul, mai ales din țările bogate, vrea să știe că banii ajung la destinatari și că sunt bine cheltuiți și că de pe urma lor se construiesc acele proiecte de care e nevoie. Și atunci, fără a o lungi, vă spun foarte clar, e nevoie de garanții noi, suplimentare, că banii sunt bine cheltuiți și e nevoie de garanții că cei care atacă statul de drept, care atacă independența justiției, care afectează combaterea corupției, nu vor primi aceste fonduri europene. Ultimul lucru pe care vi-l spun este următorul. Aceste, mereu regulile privind accesarea de fonduri europene se stabilesc la începutul acestui buget multianual pe 7 ani de zile și la începutul acestui plan de relansare economică. Ce nu decidem acum va fi foarte greu de decis pe parcurs, fiindcă regulile se stabilesc mereu la începutul jocului, e mult mai greu să le schimbi pe parcursul jocului. Și de aceea e foarte important că înainte de 1 ianuarie 2021, data la care va intra în vigoare planul de relansare economică și bugetul Uniunii Europene, să avem un acord între țările membre ale Uniunii Europene și Parlamentul European privind intrarea în vigoare a unui mecanism de apărare a statului de drept. Un mecanism care să spună foarte clar ce se întâmplă dacă un guvern al unui stat membru încalcă, afectează statul de drept. Și anume, suspendări de fonduri și chiar pierderi de fonduri dacă lucrurile nu se îndreaptă. La Consiliul European, care este reuniunea șefilor de state și de guverne, au ajuns la un acord de principiu. Pentru prima dată, șefii de state și de guverne au spus da de principiu unui acord privind statul de drept. În Consiliul European este nevoie de unanimitate și sunt câteva guverne, puține, care nu sunt prietene cu statul de drept, guvernul Poloniei, de exemplu. Și era nevoie și de acordul lor pentru acea formulă, de acceptul lor pentru acel acord din Consiliu. De aceea acordul din Consiliu este un prim pas, dar este un pas destul de slab. În Consiliu, șefii de state și de guverne au fost de acord de principiu cu lansarea unui mecanism privind statul de drept, dar mecanismul trebuie lansat cu majoritate calificată a voturilor țărilor membre ale Uniunii Europene, care e destul de complicat. Noi, Parlamentul European, vrem o lansare mult mai simplă a acestui mecanism. Dacă se concluzionează că un stat de drept afectează, dacă se concluzionează că o țară membră a Uniunii Europene afectează statul de drept, Comisia Europeană, în mod obiectiv, pe baza unor analize obiective, să poată lansa automat acel mecanism și el să poată fi blocat, să poată fi oprit doar cu majoritate calificată în Consiliu. Nu cu unanimitate. Este o diferență mare între ceea ce are Consiliul și ceea ce vrea Parlamentul, fiindcă un guvern care afectează statul de drept, aduceți-vi la minte pe Liviu Dragnea cu prim-ministrii PSD,
poate găsi unul, doi acoliți în Consiliul European care să-l apere, dar nu va mobiliza niciodată o majoritate calificată în Consiliu pentru a bloca o inițiativă justă a Comisiei Europene dacă se concluzionează că un Liviu Dragnea atacă statul de drept. Și avem și situația, spuneți. Consiliul a făcut un prim pas foarte bun, dar noi, Parlamentul, vrem să fim mai ambițioși, vrem ca mecanismul într-adevăr să usture, de ce noi ne permitem să avem o poziție mai ambițioasă decât a avut Consiliul European, fiindcă Parlament, pentru poziția Parlamentului ai nevoie doar de majoritate. În Consiliul European a fost nevoie de unanimitate și întotdeauna în viață e mai ușor să ajungi la majoritate decât la unanimitate. Avem de altfel aceeași situație, nu în cazul articolului 7, unde mereu e de așteptat ca Polonia să țină spatele Ungariei, Ungaria să țină spatele Poloniei. Cu România treburile erau mai complicate pentru că nimeni nu era convins că cineva va ține spatele României în cazul unui articol 7, mă rog, dus până la capăt, să zicem. Liviu Dragnea nu avea niciun fel de calități și nu era un președinte de partid și un sforar și un controlor de prim-ministri izolat pe plan european. România pierdea foarte mult pe plan european în acea perioadă. Acum lucrurile sunt complet diferite. Avem un guvern credibil pe plan european. Președintele se știe foarte bine, e credibil pe plan european. Deci România este acum într-o poziție mult, mult mai bună pe plan european decât am fost în urmă cu un an de zile și acest lucru se simte, inclusiv în negocieri privind fondurile europene. Imaginați-vă că la negocierile din luna iulie, în loc de Klaus Iohannis, pentru România ar fi negociat Viorica Dăncilă. Vă garantez că suma obținută de România ar fi fost mai mică, fiindcă semnele de întrebare privind țara noastră ar fi fost existente și ar fi fost mari. E bine că s-a încheiat acea epocă. Revenim și la fonduri, dar va trebui să vă întreb și asta pentru că suntem aici. Copilul problemă, totuși, care a dus la blocaj a fost Victor Orban. Da? Problema principală și la negocierile din Consiliul European s-a văzut clar, au venit dinspre Victor Orban. Fideszul face parte din familia dumneavoastră politică, e într-o situație ambiguă, pentru că nu este exclus, și corectați-mă dacă mă înșel, din câte știu eu, PNL nu a semnat acel apel de excludere a Fideszului. A fost un apel cândva în primăvară. Situația în ceea ce privește partidul Fidesz și în ceea ce privește relația dintre Fidesz și Partidul Popular European este următoarea. Fidesz este partid membru al PPE, dar datorită măsurilor luate de guvernul de la Budapesta, calitatea sa de partid membru este suspendată în momentul de față și anume din luna martie 2018. Asta înseamnă că prim-ministrul Victor Orban nu mai participă, de exemplu, la reuniunile șefilor de state și de guverne ale Partidului Popular European înaintea Consiliului European, reuniuni extrem de importante unde se pregătesc decizii ale Consiliului European. Membrii Fidesz nu mai participă la niciun fel de reuniune a Partidului Popular European, nu mai au drept de vot, nu mai pot candida pentru nicio funcție de conducere în cadrul Partidului Popular European. Deci este o suspendare în termeni duri, cu consecințe foarte clare pentru Ungaria. Acea suspendare este în vigoare din luna martie 2018 și acum câteva partide membre ale PPE au cerut supunerea la vot a excluderii Fidesz din Partidul Popular European. Această excludere, această moțiune trebuie votată de către așa numită adunare politică a Partidului Popular European, în care sunt partidele membre ale PPE. Următoarea, și vă spun următorul lucru nou în premieră. Următoarea astfel de reuniune va avea loc pe 28 septembrie 2020, însă, datorită pandemiei, reuniunea nu poate avea loc în formă fizică, ci doar în format digital. Ieri, președintele PPE Donald Tusk ne-a anunțat în cadrul ședinței grupului parlamentar al PPE că adunarea politică a PPE de pe 28 septembrie va avea loc doar în format digital din cauza pandemiei și de aceea nu va putea supune la vot acea moțiune, dar o va supune la vot în prima adunare politică ce va avea loc în formă, în formă fizică. Și singurul motiv pentru care nu o poate supune la vot acum este că nu se poate garanta un vot cu membrii aflați în 28 de state membre ale Uniunii Europene, fiecare în fața calculatorului, așa cum suntem noi acum. Deci există un angajament din partea președintului PPE
de a supune la vot această moțiune, de îndată ce condițiile permit. Mm-hmm. Din păcate, până acum pandemia nu ne-a permis. Decizia de a nu supune la vot acum nu are nicio conotație politică, este pur o decizie administrativă. Președintele Tusk a spus ieri foarte clar acest lucru. Este doar o decizie administrativă de a supune la vot de îndată ce condițiile permit. În dialogurile noastre precedente, cred că în toate am vorbit cumva despre Europa cercurilor concentrice. Pandemia pare că a schimbat complet datele problemei, nu se mai vorbește așa despre Uniunea Europeană și totuși se vorbește despre pol de putere. Și l-am văzut la acest Consiliu European despre care dumneavoastră am vorbit, despre care dumneavoastră ați vorbit, unde a apărut practic un nou grup, cumva concentrat în jurul premierului Olandei. Cum vedeți lucrurile, taberele, ca să zic așa, din Uniunea Europeană? Pentru că am văzut, da, Olanda, Suedia de o parte, Franța, Germania de altă parte. Păi, s-a văzut următorul lucru. S-a văzut că Franța și Germania doresc solidaritate în Uniunea Europeană, doresc să ajute Uniunea Europeană și pe celelalte țări membre ale Uniunii Europene aflate în dificultate ca urmare a crizei coronavirus. Și acest lucru este o veste foarte bună pentru întreaga Uniune Europeană. Decizia, inițiativa de a lansa planul european de redresare economică de 750 de miliarde de euro a venit de la Angela Merkel și Emmanuel Macron. Președintele Franței și cancelarul Germaniei s-au pus de acord, au spus, dorim să ajutăm, garantăm cu credibilitatea economică a țărilor noastre pentru a ajuta celelalte țări aflate în dificultate. Și acest motor franco-german, într-adevăr, a funcționat și a dat rezultate. La noi, în Europa Centrală și de Est, de obicei, Polonia, ca cel mai mare stat membru nou al Uniunii Europene, era vârful de lance al nostru, al țărilor din Europa Centrală și de Est. Vedem însă că de când la Varșovia există un guvern anti-european, cu tente eurosceptice, vedem cum Polonia și-a pierdut foarte mult din influență, este tot mai izolată. Aduceți-vă aminte, în urmă cu 6 ani, prim-ministrul Poloniei devenea președinte al Consiliului European, Donald Tusk, în momentul de față. Polonia este o țară pierdută pe plan european și în momentul de față indiscutabil din noile state membre ale Uniunii Europene. Klaus Iohannis este cel mai apreciat lider european, membru al Consiliului European. Motorul franco-german funcționează, Polonia este izolată, România se afirmă tot mai mult și, încă un lucru foarte important, Brexitul. Pentru țările scandinave, pentru Olanda, Marea Britanie era în cadrul Uniunii Europene un aliat foarte important între țările care vedeau, în primul rând, beneficiile economice ale Uniunii Europene, care erau mai reținute privind integrare politică, privind viitori pași de integrare. Și aceste țări și-au pierdut acest aliat important, Marea Britanie, Olanda, țările scandinave. Și de aceea, el încearcă să se reorganizeze acum. Sunt țări care, din punct de vedere economic, sunt puternice, respectă regulile europene, economisesc, nu au deficite mari, respectă statul de drept, respectă valorile europene, dar nu doresc mai mult, nu doresc mai multă Europa și nu au fost, au fost foarte reținute în privința acestui pact european de redresare și au încercat să-l reducă ca putere, ca influență. Până la urmă au fost premierul Olandei, al Suediei, al Danemarcei și cancelarul Austriei. Eu cred că aceste țări, cu această ocazie, au greșit, fiindcă cu cât Uniunea Europeană este mai puternică, inclusiv economic, cu atât câștigă mai mult și, și aceste țări. Da, ele contribuie mai mult în bugetul Uniunii Europene decât primesc direct din bugetul Uniunii Europene, dar de pe urma apartenenței lor la Uniunea Europeană, la piața internă europeană, au mult mai mult de câștigat. O parte mare a economiei lor nu ar exista fără apartenența la piața europeană și, din păcate, în aceste țări există curente eurosceptice. Ele există și în Olanda, există și în Suedia, există și în Austria. Ce mi-aș dori însă este ca prim-ministrii acestor țări să fie mai curajoși în a spune oamenilor care sunt beneficiile unei Europe unite și ale unei Europe puternice. Să nu alerge după voturile euroscepticilor
și să cânte în strună acelor votanți în a vorbi despre neajunsurile Uniunii Europene. Uniunea Europeană este casa noastră, sigur că nu este perfectă, sigur că orice casă trebuie zugrăvită din când în când, trebuie modernizată, trebuie reformată, dar beneficiile și pentru aceste țări sunt mult mai mari decât costurile. Mi-aș dori ca premierul Olandei, Mark Rutte, sau al Suediei, sau al Danemarcii, să nu aplice rețeta eșecului aplicată de David Cameron mulți ani de zile, când a tot vorbit de neajunsurile Uniunii Europene, s-a trezit apoi cu țara sa ieșită din Uniunea Europeană și vedem acum consecințele negative majore pentru Marea Britanie. Ca o paranteză, plus că această nu narațiune a dezbinării europene și a lipsei de solidaritate a fost folosită cu vârf și îndesat în acest context al pandemiei de Rusia, China, de state terțe, în diverse campanii de dezinformare. Adevărul este că oricine atacă Uniunea Europeană face jocul Federației Ruse. Federația Rusă își dorește o Uniune Europeană slabă, o Uniune Europeană dezbinată și își dorește ca noi să ne scoatem ochii unii altora. Însă adevărul este următorul. Mereu când eu negociez pe plan european, doresc ca acordul să fie bun pentru România, dar înțeleg că atunci când negociez cu un coleg din Polonia, Portugalia, Irlanda, Germania, acordul trebuie să fie bun pentru România, dar trebuie să fie acceptabil și pentru el. Și în toate acordurile la care am ajuns și în bugetele importante pe care le-am negociat, la finalul zilei ne-am ridicat tot ce am spus, da, este un acord bun pentru noi, deci trebuie să învățăm și noi, ca români, că pentru a câștiga în Uniunea Europeană nu trebuie să piardă cel de partea cealaltă a mesei. Nu trebuie să piardă o altă țară membră a Uniunii Europene. Prin apartența la Uniunea Europeană câștigăm tot și negocierile. Evoluția Uniunii Europene trebuie să o gândim întotdeauna din această perspectivă. Cum să câștigăm și noi și celelalte țări europene și Uniunea Europeană în ansamblu, atunci ne va fi bine nouă. Probabil că Federația Rusă va fi nefericită, dar asta nu este principala mea grijă.